Ajuns la cetatea Oradea, aceasta este de fapt a treia cetate a orașului. Prima a fost construită atunci când s-a mutat episcopia aici, în jur de 1090, de către regele Ladislau al Ungariei. Dar a fost o fortificație care nu prea putea să... Nu putem spune că avea un rol serios de apărare. Mai mult era format de șanțuri, de vegetație. Și această, așa zisă, cetate a fost foarte ușor distrusă de tătari în 1240-41, când au devastat nu numai Oradea, ci întreaga Europa. După aceasta s-a construit a doua cetate, orașul, care a fost o construcție mult mai solidă decât prima. Avea pereții și zidurile din piatră. Avea o structură destul de neregulată, avea cam 7 laturi și câteva turnuri. Și aceasta a fost cetatea orașului în perioada Evului Mediu. Pe urmă, în anii 1500, când expansiunea Imperiului Otoman a devenit din ce în ce mai periculoasă pentru această parte a Europei, după ce au cucerit deja Buda, au cucerit Timișoara, localnicii și-au dat seama că cetatea care exista la data respectivă nu va putea rezista unui asediu serios otoman. Și din acest motiv, în 1570, a început construcția acestei cetăți care o vedem în ziua de astăzi. Este o cetate în stil Vauban, stil renascentist târziu, are 5 bastioane și un lucru interesant care se leagă de istoria cetății este acel șanț exterior, care de regulă cetățile aveau astfel de șanțuri exterioare. Se mai pot vedea acum unele rămășițe din acel zid exterior care încurja toată cetatea. Și acest șanț, de regulă, era umplut cu apă. Acest lucru s-a întâmplat și aici, în Oradea, dar, spre deosebire de alte locuri, această apă, în acest loc, a fost apă termală. Fiind o zonă cu apă termală, apă care nu îngheța nici iarna, 80-90 de grade, ceea ce oferea un element suplimentar de apărare. Și s-a și răspândit acea idee că cetatea Oradea este atât de puternică, având acest element suplimentar, încât nu va putea fi cucerită. Dar, din păcate, în 1660, otomanii au venit cu o armată de 45.000 de ostași, iar apărătorii în cetate erau în jur de 850. Și după un asediu care a durat câteva săptămâni, a fost cucerită cetatea de către otomani. Această perioadă de otoman a durat 32 de ani. În 1692 a fost recucerită pentru creștinătate, ca să spunem așa, de către Habsburgi. Și după aceasta a început, de fapt, perioada Habsburgică, nu numai aici, ci și în toată Transilvania, un pic mai târziu. Haideți să mergem înăuntru, în curtea cetății, să vedem ce mai avem în aceste construcții care sunt în interior și care acum arată ca și noi. Să vă povestesc ce s-a întâmplat aici în ultimii ani. Cele mai multe din clădirile care vedem în interiorul cetății sunt construite în secolul 17 și în secolul 18-19, mai bine zis. 17-18, da. Și acum arată într-adevăr totul foarte bine, pentru că totul a fost refăcut în cadrul unui proiect european. După 1990, cel mai multe din aceste clădiri au într-o fază avansată de degradare și orașul, timp de câțiva ani, n-a știut, aparținea orașului, efectiv nu prea știa ce să facă, pentru că era o sumă foarte mare. Renovarea ar fi costat foarte mult și nu puteau permite acest lucru. Și după ce am intrat în Uniune, s-a deschis această posibilitate a fondurilor europene și în cadrul unui proiect care, din câte țin minte, parcă a fost 20 de milioane de euro, tot ce exista în interiorul cetății și există în interiorul cetății a fost restaurat, exterior, interior, în jur de 20.000 de metri pătrați spații interioare. Și totul este administrat de către oraș, de fapt este administrat de către Asociația pentru Promovarea Turismului Oradea și Regiune, APTOR-ul.
No, după ce s-a terminat această restaurare, o mare întrebare a fost, ok, avem aceste spații, ce să facem cu ele? Pentru că, vă dați seama, întreținerea lor, facturile de căldură, de exemplu, iarna, mai ales acum, sunt foarte mari. Și de atunci, acest proces de valorificare a acestui potențial uriaș care există aici a început și sunt câteva lucruri care funcționează deja foarte bine. De exemplu, aici avem Muzeul Orașului Oradea, care este un muzeu nou. Acum aparține, este o secție a Muzeului Țării Crișurilor și este un muzeu nou, dar nou, dar foarte dinamic. Pe de o parte există partea istorică a muzeului, dar fiind Muzeul Orașului Oradea, sunt câteva expoziții care prezintă, de exemplu, istoria confesiunilor din Oradea, dar există și o expoziție de artă fotografică și cu tot felul de aparate utilizate în artă fotografică de-a lungul secolelor. Și tot timpul se deschid de expoziții temporare, este un spațiu, cum am spus, foarte, foarte dinamic și care se dezvoltă foarte puternic. Pe urmă, mai există niște restaurante care au fost recent deschise aici în cadrul cetății și sunt diverse spații care au fost închiriate pentru firme, există și o galerie de artă, deci este un loc unde se întâmplă foarte multe lucruri. Și ceea ce mi se pare mie foarte important, de prin martie-aprilie, când deja se încălzește vremea, aproape fiecare weekend se întâmplă ceva în cetate. Există ceva eveniment, este un spațiu, vedeți, foarte propice pentru astfel de evenimente. Aceste lucruri în Occident, în cetățile existente în Occident, au pornit cu mulți ani în urmă. Și noi învățăm și învățăm destul de repede. Una din cele mai importante evenimente, de exemplu, este festivalul medieval, când toată zona care există în jurul parcului cetății se devine practic un fel de orășel medieval, cu corturi, cu oameni îmbrăcați în haine tradiționale din Evul Mediu, care își gătesc mâncare în fața corturilor, mâncărurile care se consumau în vremea respectivă. Deci este o atmosferă deosebită, dar, după cum am spus, aproape fiecare weekend se întâmplă ceva. Am vorbit puțin despre clădirile care sunt în interiorul cetății, bastioanele care, cele cinci, a început restaurarea lor. Asta a doua etapă de restaurare. O să facem o plimbare spre bastionul Bethlen, care de fapt este ultimul bastion al cetății, terminat în 1620. Acesta a fost nu de mult restaurat. Și urmează ca și celelalte trei să fie în cadrul unui alt proiect european. Aici e vorba despre perioade de mai lungi de restaurare, deoarece se fac și săpături ca să se vadă arheologie, pentru că arheologie este un lucru extraordinar când pot să lucreze în astfel de locuri, pentru că asta este meseria lor și totdeauna ies la iveală lucruri interesante. Și după ce se va termina această și restaurarea acestor trei bastioane, cetatea va fi complet restaurată și va fi și mai atractivă pentru turiști. Ce aș mai dori să vă spun, rolul militar al cetății nu mai avea practic rol militar în jur de 1850, deoarece tehnica militară la data respectivă era foarte avansată, destul de avansată pentru a putea fi cucerită relativ ușor, dar practic a existat aici o garnizoană și după aceea, garnizoană militară, și dar nefiind într-adevăr rolul acesta de structură defensivă nu mai era, exista și la începutul secolului al XX-lea chiar s-a născut o idee că ar trebui să o demoleze, vă dați seama. Bine că n-au făcut acest lucru, printre altele s-a renunțat acest proiect și din cauza că a izbucnit primul război mondial și a fost ocupați cu alte lucruri la data respectivă și din cauza aceasta a scăpat, ca să spun așa, cetatea, care, într-adevăr, în timpul comunismului a fost, anumite instituții ale statului funcționau aici, de exemplu și arhivele statului erau aici, dar multe din aceste clădiri au fost lăsate în paragină. Și un lucru foarte bun este că acum
s-au refăcut și acesta este unul din punctele principale de atracție ale orașului. Este foarte puternic promovat de către oraș și vin turiștii să viziteze și muzeul, bineînțeles, care este, după cum am spus, un muzeu foarte dinamic. Am ajuns în curtea interioară a cetății. Aici avem un contur care marchează locul unde a existat o catedrală impozantă în Evul Mediu. De fapt, prima catedrală, construcția catedralei a început încă pe vremea regelui Ladislau, cel care a fondat, de fapt, orașul. Și această catedrală s-a extins în secolul al XIV-lea într-o clădire impozantă în stil gotic, care, din păcate, a fost demolată în timpul Reformației. Dar acum este marcat. Se poate vedea că a fost o construcție o lungime de vreo 60 de metri. Și mai sunt aici două plăci comemorative. Una este dedicată regelui Sfântul Ladislau, care a fost înmormântat aici în cadrul catedralei și al cărui mormânt a fost un foarte important loc de pelerinaj de Evul Mediu. Cât de important a fost rolul Oradei în Ungaria medievală se poate vedea și de faptul că în total au fost înmormântate 7 capete regale în oraș. Deci, pe de o parte avem Sfântul Ladislau, iar cealaltă placă comemorativă este dedicată regelui Sigismund de Luxemburg. El a fost împărat al Imperiului Sfânt Romano-German și în același timp și rege al Ungariei și este singurul împărat al Imperiului Sfânt Romano-German care a fost înmormântat în afara Imperiului, pentru că el a cerut să fie înmormântat lângă Sfântul Ladislau. No. Da. Acum o să facem o mică plimbare ca să vedem șanțul exterior al cetății. Am văzut când am intrat în cetate acel șanț care era umplut cu apă termală la data respectivă. Acum am traversat practic curtea cetății și acest coridor interior și o să ajungem la poarta estică a cetății, unde acest fost șanț a fost transformat într-un frumos parc de către oraș și este o zonă în care orădenii vin și își petrec timpul liber, fac plimbări. Este o zonă care este umplută cu viață atunci când are loc un festival mai deosebit, mai de amploare. De exemplu, când se organizează festivalul medieval, această zonă se transformă într-o comunitate medievală. Oamenii trăiesc, își aduc corturile și sunt îmbrăcate în porturile respective din Evul Mediu și este o atmosferă absolut deosebită, foarte, foarte plăcută și frumoasă. Deci suntem în partea estică a cetății. Acestea, în stânga și în dreapta, sunt bastioanele care urmează a fi restaurate în cadrul acestui proiect european. Și în curând ajungem la poarta estică și vom vedea acest parc care iarăși este un parc dendrologic, deoarece este o mare diversitate de specii de copaci. A fost o lucrare foarte reușită, inițiată de către oraș. Eu țin minte cum arăta aici zona, acum 10-12 ani, de a începe restaurarea. Era practic o sălbăticie și acum totul este foarte frumos structurat, organizat. Da, aici este. Acum este un pic rece, nu mai sunt nuferi, dar vara este aici lacul acesta amenajat. Este un lac artificial, este împodobit cu nuferi. Da, și aici vedem aceste alei care împânzesc parcul.